Eu, hey Catrina, din nou bun venit la un nou episod. de wow! V-am ascultat. În sfârșit, m-am hotărât să intru și să-mi dau la des două adonori care mi le-ați propus. Unul e silencer pentru Gun. Mulțumesc pentru recomandare. O să-l testăm imediat să vedem cum funcționează, dacă l-am dacă instalat bine. Și unul, îi questie pentru questuri. Uite ce frumos! Ia, yeah. de aici trebuie să culeg. sta să vedeți. Stai, stai, cum fac? Cum? O să-l fac mai... mai uh -huh. No, anyway. Aici, să biuți înseamnă că trebuie să bat pe cineva. Aici înseamnă că trebuie să culeg câte ceva. Unde îs săculețele astea? No, super, oricum. Foarte fain. Îmi pare rău că nu l-am dat la damă <laughs> Da, da, știu că mi l-ați propus. Mulțumesc frumos. Uh. Acum le-am scos pe amândouă o să fie. Nu. No. Am o și trebuie să culegem pe aici niște săculeți. Săculeți, ce-o fi? Uh, scale. Eu cred că trebuie să-i batem și să lutăm. A, asta înseamnă că trebuie să lutăm, nu trebuie să culegem de pe jos. A, adică deci asta trebuie să lutăm, asta numai trebuie să le bat, trebuie să-i batem. Am înțeles. Nu știu. Eu am presupus că asta trebuie să-l culeg de pe jos, dar se pare că nu. Hai să merem. Hai că pe drum testăm și ce ăsta, silencer -ul. Între timp um, suport la lucru pentru o execuție. Deci s-ar putea să mai fac câte o pauză să-i mai ajut. Oficial, eu nu sunt la lucru. Doar sunt suport. Da? Deci să nu ziceți că mă joc în timpul... Ia, mă, apar și aici. În timpul orelor de lucru, eu nu mă joc. Ia! Vai de capul meu că nici nu se aude. Stai că dau mai tare să auziți și voi. Ah, ce minune de add -on. Foarte tare. Ia, ce fain. Chiar zici că e silencer pe armă. Da, acum ați liniștit, am un pot să folosesc și arma, nu mă supăr. Mulțumesc frumos de recomandări. Târziu, târziu, <gângâ> da, m-am prins. Wow, am făcut 41. Ce mai avem pe aici? Asta ni-l trăbă. Damage increase by 1%. Gata, ăla. Ia ăștia doi, ăștia, ăștia să iubesc. Hai să-i omorâm. <gângânt> A trecut Valentine's Day. Ce le-a trăbat tot iubire? Și acum, păia să nu o lăsăm tristă, normal că o murăm și păiană. Nu, no, o să fie dor de el. Să știți numai cât de bună la suflet. Voi ați observat că după ce moare un mob, colțuleț încă stă acolo lângă el să vadă dacă mai respiră. Nu vine direct la mine, mai stă acolo o secundă să vadă mai respiră. Mai mișcă! Ia! Stă acolo lângă el și după aia vine. Nu! E gata! E gata! Am murit! Ce fain să auzi silencerul ăsta. Chiar că îmi face plăcere acum să trag cu arma. Și am observat că silencerul ăsta e special pentru cei care nu suportă zgomotul de la gan. Că nu e chiar add-on. Și se înlocuiește sunetul de gan. Deci nu singura. Nu s o mai specială ca alții. O mai sunt la care nu le place. Cu ce mare! Ai de capul meu. Eu aș încremeni să vină un lupoc așa mare la mine. În ultimele episoade am jucat cam mult și le-am făcut de peste 20 de minute. Nu știu, vă plictisiți să vă uitați atâta sau vă place că-s mai lungi episoadele? Să-mi spuneți că mă adaptez. Na gata, am terminat și quest-ul ăsta. Deci că ceva sniper, ceva spion, ceva de-astea. Opa, am descoperit insula. Na, no, minunată-s. Uite ce fain colorate aici. Ai, 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 le pot și închide să-mi încapă mai multe. Le am aici pe hartă. În continuu. A, uite, pot să vă și ce-mi dă. Deci mă pot bucura în timp. <gâng> Ajung la uh, tipul cu complet. Pot să mă bun. Ni, 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 ce mi-a dat. Ni. Ni. <gâng> Prea entuziasmată. Astăzi a fost o zi grea și obositoare și mă doare un pic capul, deci s-ar putea să <laughs> vorbesc ca iurea un pic. Ce quest? Mysterious Relic. Și cum ajung? Este aici ceva port? Până aici? De aici până aici? Ia să mergem să vedem. Asta e un wannabe port. Că pare că e străcat. S-o cam dărâma. No, lasă că merg not până dincolo, doamne, ce mi-a fi. Ha! Ah! Ne înținem respirația. Ia că elefantul nostru știe să... Scoateți, mă, trompa, mă, Ce faci, mă, îi muri acolo, sufocat. Nici n-am ajuns pe insulă, că deja am descoperit-o. Hai să vedem. Ah, cred că trebuie să intru în peșter, așa -i? intrare, ce -i? Oh, quest helper. Questi bestii. Unde e intrarea în peșteră aceea? Ah, a, ah, mă întrebat de ce nu m-am înscris în dungeon? Mulțumesc de întrebare. Nu știu. Cred că am fost prea prinsă de questy bestii de aici. A? Și m-am prea bucurat de faptul că fac questurile fine. Și... <laughs> nu mai trebuie să le citesc, că văd exact ce trebuie să fac. Ai, oh, vine și la bravo, haide. Că numai tu mai lipseai. Da, păi că mor aici. Azi. Prea mulți. Chiar prea mulți. Da, bine. Gata. Nu sunt stare să fac asta. asta. Poate după vreo 5-6 dungeon-uri. Mai crezi vreo două levele. Poate atunci. supraviețuiește a mea acolo? păi vin să-l ajut dacă el se descurcă și singur. Ia-l pe mine! Eu mă urc mai rapid decât e, tine în colțișor. Chiar nu-ți pasă? Hai să ne înscriem în dungeon. Nu, ieșim de aici. Da, ne teleportăm acasă noi. Am luat ceva armă, fii atent, fii atent, fii atent. Mai bună decât ce am eu. Nu ne-am uitat în mail, nu s-au vândut copper modulator. Nu, du-te tu. mă că nu s-au vândut mai nimic de pe aici. Ba, uite aici, un 3 gold. Stați da acum ăștia. Un 8 gold, silk. Ce o mai rămas? Și nu mai știu ce. Gata, atât. Vin. Mușu. Ah, ah, ah. Nu așa l chema pe dragonelul ăla din Mulan. Mușu. Iar dungeon ăsta e... Oh, oh, poți intra să te ajut. Da, 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 da. Ah, am trecut aproape pe toată instanța. vorbind cu colegii. Da, am rezolvat bubița totul este sub control. Nu vă agitați, vă rog. Nu vă agitați. Este un quest aici? Ce mi apare acolo pe hartă? De ce mă minte? De ce mă minte? Ia, oh, e <laughs> Vă puteam cânta un pic și mai mult, dar am zis că decât să vă sângereze urechile mai bine, nu? Nu, no, vă vedeți? Nu, no. mă minte mi-ar fi bun. Tatăl meu da grid. Pot să dau un nid. Am furat botușei ăștia, de fapt. Mă simt vinovată pentru că eu deja port mail și ăștia De Deci încerc să apăs pe tab să-mi dea focus la alt mob. Și apăs pe cat's look. Dar nu fi năcăjit. Ui, ce supărată el. Ce fac ăștia? Unde-i surdus? Fac quest-ul? Hello, quest Accept. Trebuie să te întreb pe tine ceva? Tot vorbim, vorbim aici mult, mult. Aha, aha, da, și? Aha. Tu results when the la... Aha. Da. Deci toți ăștia care mi arăt aici se întâmplă ceva cu ei? Who are the creators? This is a lot to think about. <laughs> I will access the desks now. Ok. Uh... Ce fac discurile astea? Complete quest? Și îmi dau alt quest? Deci alea au fost replici bune cu... Mm -hmm, mm -hmm, da, 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 înțeleg. Vai, dar că trebuie să mă gândesc de acum înainte. Da... Am făcut 42? Bravo mie! Cine e aici are quest? Troias! Tu dai quest? Hai să merg cu barca din coace să vedem ce putem face. Și văd că mai este un quest aici... Hai să vă zic ce bun mi-am făcut de mâncare în caz că ați rămas fără idei și nu știți ce să vă faceți și tot alea vă spun eu ce mi-am făcut. Că e ce să vorbesc de toate la Catrina. Mi-am fiert brocoli și ceva pulpițe de pui care le-am tăiat cu bulețe, le-am pus în rotigaie și le-am lăsat să fiarbă. Le-am fiert separat. Când brocoli au fost cam jumate fiert, l-am scos din apă și l-am lăsat într-o strecurătoare. Carnea am lăsat-o și aia într-o tigaie să se fiarbă bine. Până aproape nu mai rămas niciun pic de apă pe ea, știți că carnea mai lasă apă. No, și când nu mai fost aproape deloc apă, am pus vreo, nu știu cum să zic, vreo 3-4 linguri de bulion peste carne și am pus și brocoli și le-am lăsat așa să se amestece un pic gusturile. După care am pus peste pesto și am luat tot treaba asta de pe foc, am amestecat bine și atât au fost toată mâncarea. Super o ieșit. No, dacă v-am făcut poftă, puteți să vă faceți și voi. Noi nu, nu știu ce mare minune, dar e bun. Și se face simplu. Bă, masacru a făcut ăsta meu aici. Ia, toți i-au omorât. Toți, 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 ia. Și încă vine și după mine. Că, na, da, trebuie să apară, uite. <laughs> Pentru mai multe rețete, urmăriți-mă. <laughs> Glumesc. Da, asta e așa, o mâncare de asta care se face super simplu. Na, no, bun, am făcut o pauză și mi-am făcut și un ceai stadia asta de iarnă. O trecut iarna, dar e bună. E bun. Da, N-am ce zice. Registrăm episodul ăsta în mai multe serii. <laughs> tot <laughs> sunt întreruptă de tot felul de chestii. Noi bai, no, noi ne înscriem la un dungeon. Că imediat facem 40 și... Am, am terminat la apropo, cu Yeti. Am făcut un quest cu Yeti aici. Cred că vorbeam cu colegii între timp. Nu știu dacă am reușit să vă povestesc ceva de el. Da, no, am o trebuie și eu mor. Uite, pe ăsta nu trebuie să-l omor. Și atunci de ce am dat în el oare? Ia, săracii! Uite, e nou jumate, săracii colegii mei. Încă lucrează. Încă îi văd cum să stresează aici. Nu. No, dacă e nevoie, îi mai ajut și pe ei. Chiar așa, ce mai faceți? Mai povestiți-mi și mie ceva. Am mai văzut comentarii cu ce vă ocupați. O persoană cred că mi-a scris că lucrează în Dure, pierd din nopți, dar îmi închipui că nu-i foarte plăcut. Am lucrat și eu în dure, n-am lucrat în producție. Am lucrat cu niște italieni care a, completau tot felul de documente. Adică primeau documentele scanate și trebuiau completate într-un programel în calculator. Și documentele astea se primeau zilnic de la ora 6 dimineața până la 10 noaptea, ceva de genul. Am, am o poveste răutăcioasă de atunci, Da și fanii în același timp. Eu nu sunt o persoană răutăcioasă de fel, deci eu foarte, foarte greu mă provoci să mă cert cu tine. Și la lucru, eu sunt persoana care zic, da, bine, nu. No. dacă tu crezi că așa stau lucrurile, n-am nicio problemă. Poți să lucrez foarte ușor cu bine. No, și fătuța asta, care pe mine m-a scos din sărite, era așa. Cum lucram în ture și lucram la birou, erau cubicles. Știți cum s alea? Birourile alea așa de un metru, aveai calculator în metru ăla, tastatură și mouse și cam atât. Și un scaun, atât era al tău. Și Fata asta lucra în tura de după mie sau înaintea mea, depinde cum îi pica tura pe săptămâna respectivă, pe locul unde lucram eu. Deci acolo era calculatorul ei, unde era calculatorul meu. Și nu am avut nicio treabă cu ea. Salut, salut, ne vedeam între ture, când se făcea schimb de ture, mai povesteam, eu chiar n-am avut nimic cu nimeni niciodată. Și la un moment dat, da, era pe final, pe final însemnând că deja începusem să mă duc la interviuri și să deja primisem ceva oferte, a început și tipa asta să, să certe cu mine. De ce? Pentru că no, eu nu prea am treabă, cum sunt așa foarte relaxată tot timpul eu nu observasem că, de fapt, ea are scaunul ei. și normal că erau mai multe tipuri de scaune pe acolo și fiecare avea preferatul ei, preferatul scaun, no, eu nu aveam treabă, eu pe care era la birou, pe ăla stăteam. Doar că vineau alții și mai făceau schimb de scaune, nu știu, în pauze sau chiar la schimb de vineau mai repede, făceau schimb de scaune ca să aibă scaunul preferat acolo. Eu nu am sesizat, dar tipa asta o venit super nervoasă la mine și o zis, da, de ce îmi tot schimb scaunul? Zic, dar nu eu îl schimb, eu nu am treabă ce scaun e acolo. Nu, că eu vreau scaunul meu. Că mie dacă îmi schimb scaunul, mie să mi-l schimb înapoi. Și eu, ca și atunci, foarte amuzată, Zic, Bă, ce să-ți fac? Eu nici nu știu care e scaunul tău, ce cu scaunul tău. Eu n-am treabă cu scaunul tău. Care e scaunul? E aici, eu pe stau. Și am mai avut, i-a mai spus treaba asta, se pare că ea nu priceput. Și foarte nervoasă. Te să le răspund la asta că n-am cheie. Și am foarte nervoasă. Și-a găsit un uh, scaun preferat pe care și l-au marcat și au scris inițialele cu corector, era scaune negre, și a cu corector alb și au scris inițialele pe scaun ca să și-l găsească. Și eu am observat, normal că n-am stat să-i caut scaunul când să face schimbul de tură și chestii de genul ăsta, am văzut că în continuare îmi face scandal că ea și vrea scaunul înapoi și că No, bine, mi-au mai aruncat și niște cuvinte nasole care nu știu de ce le-am meritat, dar în fine, tot așa de amuzat am fost și atunci. Deci nu m-am enervat. Dar, în ultima mea zi de lucru, pe tura mea, ea avea tură după mine, deci eu am fost de dimineață, ea a fost de după masa, am luat un marker negru și toată ziua am colorat scaunul, să-l fac din nou negru peste, am colorat peste corectorul alb. Și am dat toată ziua, am lăsat să se usuce, iar am mai dat un strat cu negru. La, după cele 8 ore de muncă, nimic nu se mai vedea pe el. Și eu m-am ridicat, am plecat <gântuia> și mă uitam cum ea disperată, în pauza dintre ture, își căuta scaunul și le întorcea pe toate să vadă unde e is inițialele. <laughs> no, și asta a fost Am fost răutăcioasă. Știu. No, nu mi se pare că am fost chiar așa de rea. Într-adevăr, am fost răutăcioasă. Dacă ai un scaun preferat, păi asumă-ți. când vrei să stai pe el. Sper că nu se uită la videourile astea. Nu, no, voi aveți povești de astea de la locul de muncă. ca aveți și voi. Așa e. Am avut la un moment dat o persoană care mi-a comentat ceva la un video și nu știu ce am zis. Ceva de genul că, haha, ești foarte amuzant și au crezut că m-am atacat și m-am supărat, da. era chiar amuzant uh, comentariu. Deci, stați liniștiți. Dacă aveți să spuneți ceva, puteți să o spuneți. Liniștiți. Eu chiar nu sunt nu supărăcioasă. Și apreciez și critica constructivă. Îmi place să știu că ce fac e bine și că dacă aș putea să fac mai bine lucrul ăsta, mi-ar plăcea să fie cineva să-mi spună. La bun, v-am spus un secret pe care foarte puțină lume îl știe despre mine că n-am povestit. Nu mă laud cu lucruri de astea, că un pic mă simt vinovată față de fata aia că am făcut treaba asta și după eu stat să-și cauți scaunul preferat. A fost un mic prank. Astăzi am tras un răs. Deci astăzi așa de bine m-am distrat cu colegii. Oai, deci a fost o zi. Știți ce e la haz din caz? No, asta am făcut noi astăzi. Da, am râs toți. Din ne-au durut obrajii. No, ni mai putem înscrie într-un dungeon. Tocmai m-am uitat să fiu sigură că am înregistrat și că nu mai trebuie să vă povestesc încă o dată ce am făcut. Ca doua oară nu mai fac. Nu mai povestesc. Îmi place. Oricum, multe povești sau chestii scot la editare când aud de prostii vorbesc câteodată, tot mă întreb de unde le scot. Este un rog? Sau de unde a apărut Frosty ăla acolo? Da. <laughs> a, ce tare a fost. Da, bun, hai că mă duc și eu pe lângă ei. Nu ce au făcut aici. Vin cu Gilda. Ce fain. Fac questuri împreună. Uh, da, și asta mi-a spus cineva să... Să-mi găsesc oameni cu care să fac questuri. Din păcate, vedeți ce program de lucru am. Încă colegii mei îs Uite, e ora 10 și încă colegii mei săraci stau și execută teste. Deci în orice moment ar trebui să s-ar putea să intru la lucru și să stau în jur de jumătate de oră, oră să mai rezolvăm din probleme. Noi păi, am cam terminat. Nu știu cum ajungem la asta. Missing Courier. Bă, asta era în capătul uliții. În capătul peșterii era asta. Și eu nu m-am dus până în capăt. Ai, nu știu dacă mă duc. Mă duc acasă dau questurile astea, fac altele. n am dat compli la questurile astea, văd că mă... Ma... Rage, Scar, Yeti, Hide. Nu, no, bine, mere și si la Yeti, Hide. Barca tocmai a plecat. Ce arăt trebuie să stau aici degeaba? Eu ai, nu înțeleg. Cum? Fix când mă urc pe barcă, atunci... mă bag în Dană, dar ce... nu. No. nu. No. Bine, mu, bine ei. am dat accept pe barcă. Bine ei. Habar n-am unde o să Pic. Tu te barcă, du te că imediat mă bag în alt dungeon. Văd malul. Ce? Ce să... Ce vrea să... Ce? ce cu grupul ăsta? Teleportul dungeon. Deci ce vrea ea să spună cu astea? Cu un nou player named... The heck is going on? Trebuie să văd ce fac colegii ăștia mei, că mă băzii de mult. Înregistrez un video pentru YouTube. Vrei să salutați YouTube-ul? Hello! <laughs> Ce se ce -ai cu Nu no, mulțumesc. O să vă pun și pe voi. <laughs> am lipsit un pic că am mai ajutat pe colegi între timp ce am mai făcut quest-uri pe aici și dungeon-uri și ciofii. Uh, unde eram când am început toate astea? Nu știți? <laughs> Hai că mai intru într-un dungeon. Am făcut 43 cei nou. Am terminat pe acolo ceva quest-uri, iar quest ăsta care îl făceam acum e prea mare pentru mine. Ai oh, e mort colțulețul. Că mi l-a omorât ăia de la quest. Păi mă, că eu am, eu am AOE. Am și uitat că am AOE. Episodul trecut m-am bucurat că am primit AOE la 40. Acum uit să-l mai folosesc. No, unde ai plecat cu ei? Unde te duci cu ei? Frățică! După ușă. Numai după ușă îi place la asta. Nu știu care e faza cu ușa. De ce să te bagă după ușă cu ei? Pentru casteri? Că nu-l văd casteri și atunci ai obligă să vină mai aproape? Habar n-am. N-am mai văzut strategia asta până acum. Știți ce mi-aduce aminte porta asta de aici ascunsă? De Doom. Doom, jocul primul jocul ăla original, că acolo erau tot fel de secrete și porți de astea dubioase și... Mie foarte mult mi-a plăcut la jocul ăla să găsesc toate secretele, să iau toate armele, până am dat de coduri, evident. Dar și atunci îmi plăcea să văd toată harta descoperită, să mă asigur că am fost peste tot. Am adormit aici, bătându-l pe boss-ul ăsta. Na, ne-am scris în alt dungeon. No, iar asta. Nu no, hai că-l gătăm repede. Ia uite aici orășelul ăsta lor. Foarte frumos. Hei! Și ăsta. Și acum ce face dacă o băga staful? Hey! Wow! Asta e ceva boss. Asta nu l-am văzut până acum. Hei, Gagica! Ce număr de telefon ai? Foarte tare! Eu un el! Olearm, arm, fii atent ce are ăsta. Numai eu am dat la el, mai eu l-am câștigat. Numai meu. Unde ești? Wow! n a avut ai crede, nici gândi. Unde s-au dus ăștia mei? M-am pierdut. Chiar am ajuns la boss final, dar rapide le facem astea. Și imediat 44. No, eu zic că am făcut destule. Episodul ăsta bine ar fi să merem acasă, să luăm o pauză, să ne hodinim. Ne mai luăm aici niște glonțe, să nu rămânem fără. Și data viitoare mai facem. Nu, no, bun, păi cam atâta deocamdată. Doamna, te ajut aici la teșghea, la recepție, până data viitoare. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit. Mersi pentru comentarii și pentru sfaturile bune. Ați văzut că le-am aplicat, care le-am aplicat. Mă bucur de fiecare comentariu. Serios. Deci mă, mă distrez la, la ele și mă bucur că le primesc. Mulțumesc de like-uri. Am văzut că a urcat un pic și numărul de subscriberi, ceea ce mă bucură, asta înseamnă că vă place ceea ce fac. Și mulțumesc pentru suportul vostru. Să aveți o săptămână productivă și până data viitoare, rămâneți cu mine! V-am pupat! Pa, pa! pa.